Da, degeaba să roagă Maica Domnului. V-am spus că era un sfânt. În Patericul Atonit am citit asta. Era un sfânt care era începător. Și avea un econom foarte aspru. Economul ăla era de o severitate exagerat în ceea ce înseamnă punctualitate, perseverență, prestanță, decență, smerenie și trezvie. Și și-a pus un ajutor de econom să verifice toate lucrurile din mănăstire, iar el din urmă verifica pe cel ajutor de econom să vadă cum lucrează frații. Și într-o zi a văzut pe un călugăr din cei din subornii ajutorului economului că a aruncat o coadă de mătură la lemne de foc. El a tăcut din gură, a luat coada, i-a scos sârma, a îndreptat-o, a șlefuit-o, a pus-o în magazin. A pus un semn pe ea. S-a dus odată la bucătărie și l-a văzut pe cel ce spăla boabii de linte și de fasole, că dădea cu apă pe el, îi vărsa jumătate pe jos, nu-i păsa. Și când a văzut că de multe boabi s-a aruncat, i-a spus, du-te până în cameră și pune un pic în ordine, că sunt acolo niște lucruri. A strâns toate boabile alea frumos, le-a clătit, le-a pus într-un vas, le-a pus undeva bine. Și apoi a venit la bucătărie și a spus, zice, te rog din bobițele astea să-mi faci și mie o ciorbiță cu câteva legume, zice, că e ceva pentru stomac. Ăla au făcut și a spus, credeți-mă, a ieșit extraordinare. Așa crezi tu? Da. Și dacă crezi că a ieșit așa de extraordinară ciorbița asta, de ce ieri le-ai aruncat? Unde le-am aruncat? Păi când te-am trimis eu în cămară, tu ce făceai? Păi spălam linte și fasole. Și ce era pe jos prin bucătărie? Păi era linte și fasole, dar oricum aia se măturam și o dădeam la gunoi. Nu-i la gunoi, e în ciorba de astăzi. Gândește-te, zice, o frate, că Dumnezeu a dat apa, a dat căldura, a dat munca, a dat un om să-l îngrijească, a dat un om să-l culeagă, a dat căldura soarelui să-l coacă, a dat lumina ca planta să crească. Și tu cu câtă ușurință bagi jocorești și risipești aceste lucruri care sunt daruri divine. Și atunci de-abia și-a dat seama călugărul de ce nu trebuie să arunci lucruri la întâmplare. Stricându-se o coadă la ceva, a spus să ce vezi că este în magazin, una chiar după ușă, du-te și-o ia. O pune la mătura respectivă, vede că e extraordinară și zice, dar ce bine se potrivește? Și chiar zici că e frumoasă și că merge bine? E extraordinară. Dumnezeu să-i dea sănătate la ala ce-a făcut-o. Și că eu am făcut-o. Da, cum adică? Asta e cea care a aruncat-o acum câteva zile la foc. Te-ai gândit vreodată cât i-a trebuit copăcelului ăla și cât i-a trebuit Dumnezeu să-l aștepte să crească până a fost bun de făcut din o coadă de mătură și tu cu ușurință să te duci să o arunci, să o dai pe foc? Deci, vedeți? Astea sunt trecerea de la începător spre avansat. Da. Și în treapta întâia din rugăciuni ce găsim? Vegetarieni și oameni cu hrană uscată sau post negru, cei care încep să se curățească de patim, cum ne învață Filocalia, cei care încep să psalmodieze în gând și în minte, cei care se roagă cu rugăciunea minții și mintea lor se curățește. Are războaie nevăzute, că nu dispare războaie nevăzute în minte. Dar pe lângă teologumene demonice care vin să năpădească mintea sau răspândirii prin imaginații, prin rațiune, rugăciunea începe să prindă contur și viața omului duhovnicesc începe să îmbunătățească. Și ca să luăm un exemplu de genul acesta, am putea merge la un paraclisier care era într-o biserică și avea foarte mare evlavie la Sfântul Ambrozie. Avea o iconiță mică, mică, așa foarte micuță și îi plăcea lui de câte ori sărbătoarea Sfântului să o pună pe altar la închinare. Dar mereu zicea, Doamne, dacă mi-ai dat o rugăci, o icoană mare, cred că toată viața m-aș ruga la Sfântul ăsta. Și cum stătea paraclisierul în biserică, vine diavolul și-l prinde de spate. Ce fa, bă, nenorocitul aici? El ia iconița aia mică de pe analog și zice, Sfinte Ambrozie, salvează-mă, te rog eu frumos, scapă-mă, diavolul mă chire. Și Sfântul Ambrozie îl întreabă din icoană, dar crezi că așa micuț te-aș putea ajuta? Adică, noi nu trebuie să avem, cum spun unii, băi, dacă aș avea o icoană făcătoare minuni, tu faci icoana făcătoare de minuni. Îmi aduc aminte că în tinerețe, eram și eu mai scrupulos acum să ne simțit, ca să folosesc un termen scurt,
Am găsit aruncate de la cineva, de la o cutie de tămâie, o iconiță cu Sfânta Cuvioasă Parascheva. Și aveam mașină de aia de plastifiat. Și unde găseam obiecte de astea de la Mitropolie, care au pus Cuvioasa Parascheva gravată cu albastru, așa, pe, așa, le decupam și le băgam în țiplă de aia cu plastic. Ele căpătau o formă frumoasă, le tăiai cu forfecuța corect, așa, cu ștanța, și le păstram prin buzunar. Și când vinea cineva, îi dădeam o iconiță de aia, ca să nu stea aruncată. Adică mă gândeam că totuși e profanare, e chipul unui sfânt, chipul lui Dumnezeu. Și vine o femeie din București și îmi spune: părinte, am un soț care cam bea și avem o viață foarte grea. Nu, titeamă, zic că-ți dau o iconiță făcătoare de minuni atinsă de racla Sfintei Parascheva. Nici vorba nu era atinsă de racla Sfintei, era chiar chipul Sfintei. Dacă ai stirogi în fiecare seară la iconița asta, soțul tău o să lase de băut. În următorul an, când vine la Cuvioasa Parascheva, ce face femeia? Ca să vezi ce înseamnă credința. Îmi aduce în rămat cu sticlă și cu lemn o iconiță mult mai mare acum, dar identică a ea, xeroxat-o și amărit-o, și mi-a dus mie una înapoi de mulțumire că soțul ei, când a văzut iconița, a întrebat: de unde o ai asta? Păi eu am de la părinți care stau din Moldova, mi-a dat-o să mă rog pentru tine, stilaj de băut. Păi eu ar trebui să o port în portofel, nu tu. Și a pus soțul iconița în portofel și el din ziua aceea n-a mai băut. Și femeia, ca să nu rămână datoare față către mine, mi-a făcut o iconiță mai mare, mi-a rămas și a spus: părinte, asta este icoana casei noastre, o am în toate camerele. Soțul meu, de când a purtat această iconiță în portofel, n-a mai băut niciodată. Și era o simplă iconiță de pe o cutie de tămâie aruncată la andala, am găsit-o, hai să o plastifiez și o dau cuiva să nu stea aruncată. Deci, ăsta este actul de credință. Deci nu avem nevoie de perle, de mărgăritare, de diamante, de...